Se colectează un cod din 6 cifre și participă la tombola de 5.000 de lei. Premiul principal pentru cel mai activ este o mașină. Detalii pe site-ul orhei.tv.md. Зима – это время волшебства и сюрпризов. Ждем вас 22 декабря на открытии самой масштабной рождественской ярмарки страны в Аргееве. Специальный гость – неподражаемый и обожаемый миллионами Стас Михайлов. Ты мое сердце чистого золота, и я спасу тебя от холода. Приглашаем всех 22 декабря на рождественскую ярмарку в Орхейленд в 19.00. Все лучшее в Аргееве. Александр Ковалев путешествует по Молдове. Поехали! Его цель – написать собственный путеводитель по самым интересным местам страны. Его принцип – писать только о том, что увидел своими глазами. Его спутница – начинающий гид Катя. Катя, привет! Столько эмоций, столько событий, столько людей, столько всего вкусного. Я прям не знаю, как все это переварить. Саша, то ли еще будет. Я тебе подготовила новые сюрпризы. Жди координаты. Я готов на любые приключения, чтобы увидеть Молдову своими глазами! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Irina Stavă și vă prezint știrile a miezii la Orhei TV. Alte peste 60.000 de persoane vor beneficia de ajutor unic de sărbători în valoare de 600 de lei. Alocațiile vor ajunge la persoanele care au atins vârsta de pensionare, dar nu au stagiu complet de muncă și primesc o alocație de câteva sute de lei, la cei care și-au pierdut întreținătorul și la toate categoriile de persoane cu dizabilități. Eu am toată încrederea că dacă poate nu este un ajutor atât de mare, dar cu certitudine, și acest ajutor le va face sărbătorile de iarnă puțin mai plăcute. Precizăm că anterior și persoanele care au pensie mai mică de 2000 de lei au primit un ajutor financiar unic din partea statului în sumă de 600 de lei. Salvatorii și pompierii vor ieși la datorie și în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, efectivul a pregătit peste 500 de salvatori și pompieri, dar și 150 de autospeciale. Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Mihail Harabagiu, a venit cu unele măsuri de prevenire a situațiilor excepționale pentru populație în cadrul unui briefing de presă. Menținerea liberă a căilor de acces pentru ambulanțe, pentru autospeciale de intervenție la incendiu, dar și pentru alte autospeciale care vor fi chemate la lichidarea diferitelor catastrofe sau calamități legate de gaze sau de ape. La fel, deci, cerem ca să fie menținute libere căile de acces la evacuarea persoanelor, acolo unde vom avea persoane, îndeosebi copii, un compartiment aparte aș fi vrut să-l atrag la faptul deci respectării exploatării buteliilor cu gaze. În cadrul briefingului s-a mai precizat că datorită programului O casă protejată, o viață salvată lansat de inspectorat au fost instalate peste 4.000 de detectoare în 221 de localități din Republica Moldova. Iar în urma declanșării alarmelor au fost salvate 3 familii. Dacă nu vreți să vă prindă Crăciunul fără masa plină și cu datorii la sfârșit de an, trebuie să știți că băncile din țara noastră lucrează în perioada următoare după un program special. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie, cât și la începutul anului viitor, Banca Națională a Moldovei și majoritatea băncilor licențiate vor avea un program de lucru închis.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Banca Națională a Moldovei, precum și băncile licențiate, vor avea un program de lucru special, atât la sfârșitul lunii decembrie, cât și la începutul anului viitor. Astfel, conform hotărârii Guvernului din 24 ianuarie curent, cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018, zilele de 24 și 31 decembrie 2018 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 8 și 15 decembrie curent au fost declarate zile lucrătoare. Astfel, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare pentru anul 2018 este ziua de 27 decembrie, iar în ziua de 28 decembrie, ultima zi lucrătoare din acest an, se vor efectua doar operațiuni interne și de încheiere a anului bugetar. Totodată, băncile licențiate anunță că pe 26 decembrie 2018 nu vor efectua deconectări în valuta statelor din Uniunea Europeană, întrucât activitatea instituțiilor financiare din acest spațiu va fi sistată cu ocazia sărbătorii de Crăciun. Bancomatele însă vor funcționa pe toată perioada sărbătorilor, dar din cauza cererii mari de bani lichizi, s-ar putea să vă treziți în fața unui bancomat gol, așa că mai bine scoateți din timp sumele necesare de care aveți nevoie, plus o rezervă. Totodată, unele magazine și instituții de stat la fel vor lucra după un program special. Dacă va veni la putere, partidul politic Șor va avea nevoie de doar 3 ani pentru a scoate Moldova de sub jugul creditelor al finanțărilor externe și pentru a o transforma într-o țară prosperă. Declarațiile au fost făcute de către primarul municipiului Orhei Ilan Șor în cadrul unei conferințe de presă cu ocazia prezentării raportului bugetar al celui mai dezvoltat municipiu din țară. La conferința de presă, Ilan Șor a declarat că în 2015, înainte ca el să vină la cârma municipiului Orhei, bugetul acestuia era de aproximativ 15,5 milioane de lei. Plus la asta, municipiul mai avea și datorii de aproape 10 milioane la companiile de creditare, care au trebuit achitate deja de administrația curentă. Cu toate acestea, edilul a mai subliniat că acum datoriile sunt lichidate în proporție de 90%. Я получил бюджет на инфраструктуру 1.300.000. Am primit o infrastructură bugetară de 1.300.000 de lei. Miercurea trecută a fost aprobat bugetul pentru anul 2019, care este de 44,5 milioane de lei. Deci în 3 ani noi am reușit să mărim de 3 ori bugetul municipiului. Acest lucru a fost posibil în primul rând prin crearea noilor locuri de muncă și mărirea impozitului pe venit. Acum, în Orhei, șomajul practic a dispărut. Mai mult, a fost pornit programul de repatriere a cetățenilor plecați la muncă peste hotare. Bugetul pentru infrastructură a crescut de aproximativ 10 ori. Dacă în 2015 acesta constituia doar 1,3 milioane de lei, bugetul pentru infrastructură aprobat pentru 2019 a ajuns la cifra de 19 milioane de lei. Din spusele lui Ilan Șor, acest lucru n-ar fi posibil dacă nu se făcea regulă în sistemul de impozitare a antreprenorilor. Edilul a explicat ce și cum a fost posibil folosind exemple concrete. Pomiți istoria carierei. Все помнят скандал, когда мы Țineți minte povestea carierelor? Toți țin minte acest scandal, când noi am început să mergem cu ei în judecată. Mulți chiar ne criticau pentru asta. Acum o să vă spun rezultatul acțiunilor noastre. Până la urmă a fost semnat un acord prin care, astăzi, cele trei cariere achită în bugetul municipiului 4,2 milioane de lei. Ei n-au plătit nimic timp de 20 de ani de independență, aducând daune de peste 100 de milioane de lei. Astăzi noi primim un surplus în buget de 4,2 milioane. De lei. Acei politicieni care declară că țara noastră nu va putea supraviețui fără granturi și investiții externe, pur și simplu nu sunt cointeresați sau nu vor ca Moldova să se dezvolte, a mai declarat Ilan Șor. Acesta mai a adăugat că vine cu proiecte concrete cu ajutorul cărora Moldova poate ieși din criză. 3 года, нужно ровно столько же, может и быстрее. 3 ani, de atât am avut nevoie pentru asta în Orhei, sau poate chiar mai puțin. În linii generale, astea sunt și aceleași măsuri pe care le-am folosit și la Orhei. În primul rând, trebuie o politică economică de stat mai dură. Măsuri de genul monopolului, statutului asupra importului și vânzarea țigărilor, importului și vânzarea alcoolului și importul și vânzarea produselor petroliere. Sunt niște măsuri foarte importante cu ajutorul cărora doar în câteva luni bugetul statului va crește considerabil.
considerabil. Vreau să accentuez, va crește considerabil. În al doilea rând, noi vrem să facem și ceea ce, din păcate, nu mi-a reușit la Orhei, din cauza că nu am avut destule împuterniciri. Aici vorbesc despre construcția fabricilor, uzinelor și întreprinderilor de stat. Primarul municipiului Orhei a mai declarat că, dacă Partidul Șor va veni la putere, va fi acordată o atenție deosebită agriculturii și, în special, creării colhozurilor. Ilan Șor a mai subliniat că eficiența acestor măsuri va putea fi dovedită în practică chiar de anul viitor prin restabilirea colhozului din comuna Jora de Mijloc. Reforma agrară începută în anii 90 a dus la degradarea satelor și la pierderea locurilor de muncă în masă. După mai bine de 25 de ani, primul colhoz a fost relansat în comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei. Inițiativa privind renașterea colhozului vine din partea partidului politic Șor, al cărui vicepreședinte este primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber. Decizia privind restabilirea cooperativei agricole de producție a fost coordonată și cu locuitorii satelor comunei. Bine ați venit cu pâine, cu sare, cu emoții deosebite și cu... Mulțumiți că primul colhoz este relansat în localitatea în care trăiesc, localnicii împreună cu un grup de dansatori au întâmpinat oaspeții cu pâine și sare. Evenimentul de deschidere oficială a colhozului Comuna de Vis a început cu ceremonia de sfințire. Fiecare colțișor al acestei gospodării a fost stropit cu aghiasmă. Bine poporul tău și binecuvintează familia ta. După ce colhozul Comuna de Vis s-a sfințit, primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, împreună cu președintele partidului Șor și președintele colhozului, au tăiat panglica de inaugurare. Colhozul modern renovat de către conducerea partidului politic Șor, domnul Ilan Șor, doamna Marina Tauber, domnul Cicordei. În discursul său, președintele partidului politic Șor a menționat că pe viitor își propune ca Jora de Mijloc să devină o comună de vis, iar acest lucru se poate întâmpla doar prin realizarea lucrurilor frumoase și utile pentru populație. Potrivit lui Ilan Șor, partidul politic Șor se va implica activ în susținerea acestui proiect. Dumnealui s-a arătat ferm convins că în scurt timp cooperativa agricolă de producție își va demonstra eficacitatea și va aduce primele rezultate financiare pozitive. Ilan Șor speră că doar așa satele moldovenești pot fi readuse la viață. Când am venit pentru prima dată în comuna Jora de Mijloc, am spus că noi participăm la alegeri nu atât pentru a câștiga, nu pentru a construi drumuri și nici pentru iluminatul stradal, pe care noi știm să-l facem și îl facem suficient de bine. Cel mai important este că noi dorim să refacem viața socială-economică din satele țării noastre. Primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, spune că este mândră că primul colhoz a fost deschis anume în comuna în care zilnic depune eforturi pentru a crea lucruri frumoase. Este important pentru noi ca comuna noastră să devină independent economic și din acest considerent a fost inițiat gospodărie colectivă modernă, care astăzi noi inaugurăm. La eveniment a fost prezent și președintele cooperativei agricole, Denis Țipordei. Acesta susține că are planuri mari pentru viitor și, în cel mai apropiat timp, se preconizează deschiderea unei mini-linii de conserve din producția proprie și o mini-uzină de vin. Cooperativa agricolă deja și-a început activitatea. Avem, cred că la sfârșitul acestei luni vom avea primele rezultate. Plus la toate acestea avem peste 100 de hectare deja colectate. Putem ferm să spunem că pentru anul viitor avem unde realiza marfa, deoarece am încheiat un contract cu SRL Magazinele Sociale. Odată cu crearea noului colhoz în Moldova, după 10 de ani, partidul politic Șor oferă locuri de muncă în mediul rural, dar și atragerea mai multor investiții, mărind în acest sens bugetul localității. Locuitorii satului sunt mulțumiți că primul colhoz a apărut anume în localitatea lor. Ne pare foarte bună idee, fiindcă să ne îmbogățească veniturile familiei și noi nu avem tehnică fiecare, da? Și ați fi tehnic și ați lucrez pământ, deci noi ați fim foarte bucuroși și ați avem veniturile mai mari a gospodării, a familiilor. Sunt oameni care, într-adevăr, au pământ și îl dăm în colhoz. Poate acest colhoz ne va aduce mult mai mult.
În Republica Moldova, colhozurile au fost desființate la începutul anilor 90, în urma privatizării terenurilor agricole. Relansarea colhozurilor este un pas important spre renașterea satelor moldovenești. Astfel, programul promovat de partidul politic Șor prevede facilități fiscale, eliminarea barierilor de import și concurența loială între producătorii agricoli. Partidul Șor își propune să promoveze programul în întreaga țară. În această perioadă, în grădinițe și licee au loc tradiționalele matinee de iarnă. Astăzi, echipa noastră de filmare a fost în ospăție la elevii liceul numărul 2 din municipiul Orhei, tocmai în toiul sărbătorii, în plină atmosferă de cântec, dans și bună dispoziție. Copiii au avut parte și de cadou surpriză, daruri din partea partidului politic Șor. Orheland, cel mai mare parc cultural familial din țară, oferă surprize și pe timp de iarnă. Cel mai frumos târg de Crăciun din Republica Moldova va fi organizat la Orheland. Evenimentul va fi inaugurat sâmbătă 22 decembrie. Iarna este anotimpul magiei și al surprizelor. Pe 22 decembrie vă așteptăm la deschiderea celui mai grandios târg de Crăciun din Republica Moldova la Orhei. Ceremonia de inaugurare a târgului va începe la ora 18. Surpriza evenimentului va fi artistul îndrăgit de milioane de oameni, Stas Mihailov, care va urca pe scenă în cadrul unui grandios concert începând cu ora 19. Organizatorii sărbătorii promit un show de excepție la inaugurarea târgului, dar și aproape două luni de o adevărată poveste de iarnă, a cărei magie se va așterne pe întreg teritoriul orașului Orhei. Vedeta târgului va fi un pom de Crăciun de 20 de metri înălțime. De asemenea, vizitatorii vor fi întâmpinați la intrarea în Orheiland de căsuța lui Moș Crăciun, decorată cu cele mai frumoase iluminații. Oaspeții vor avea posibilitatea să procure tot felul de bunătăți la preț redus. De asemenea, va funcționa o școală de schi și patinoar, căsuțe cu produse de sărbători, în spiritul celor mai frumoase târguri de Crăciun europene, workshop-uri și distracții pentru copii care vor putea vizita și reședința lui Moș Crăciun și, după cum promit organizatorii, o sagă de surprize. Primarul municipiului Orhei, Ilan Șor, cel care a stat la baza organizării târgului de Crăciun, promite să surprindă plăcut oaspeții care vor veni să se distreze la Orheiland și să simtă feria magiei sărbătorilor de iarnă. Aici totul va fi gratuit pentru toți. Și asta pentru că la Orhei construim insula comunismului de la noi din țară. Adică orașul Orhei și parcul de distracție Orheiland vor deveni insula comunismului, iar ulterior, după același principiu, vom construi și restul țării. Totul va fi gratuit și confortabil. A dat asigurări Ilan Șor. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu alte știri ne revedem la jurnalul orei 20. Sunt Irina Stavă și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Țin atenție și bunăstare!